La Bohème is one of the most important opera to my career. And personally, it's also my favorite opera. Especially for my part, it's a typical tenor role, and it's a quite, how to say, hard role. It's a lot of challenges. Sunt extrem de emoționată și onorată să mă aflu din nou la București și să cânt în spectacolul La Bohème, pe care l-am debutat aici, în aceeași producție a domnului Ionel Pantea, acum mulți, mulți ani, aproximativ 15. Și mă bucur foarte tare să-l reiau aici acasă. Acest rol m-a călăuzit, m-a acompaniat pe întregul drumul carierei. Rezonez foarte mult cu el, îmi face plăcere să-l cânt. De data asta cu noi colegi de la Opera Națională din București și alți invitați. Și așa că e un grup nou de prieteni, un grup nou de colegi și mă bucur să am ocazia să descoper sau să descoperim această poveste de dragoste și prietenie împreună în această seară, alături de publicul din București. The love story also triggered many of our memory from early time. I think that is really, really important for the theater, for opera. If the music, the theater, the love story give us the resonance, make our own story relive again, re-experience again, that is absolute special. Ajunge la oameni și în Boema lui Puccini emoția este atât de frumos surprinsă de la început până la final, încât și atât de bine gradată, încât nu are cum să nu capteze interesul și nu fără să producă niciun fel de ruptură în interiorul nostru, ceea ce cred că este important și de aceea oamenii ar trebui să vină să vadă o astfel de poveste, pentru că au și ce învăța, pot să se și deschidă, pot să se înalțe și să vadă niște lucruri pe care poate cu alți ochi nu i-ar putea vedea.